Organizația Mondială a Sănătății avertizează că aproximativ jumătate din populația lumii nu are acces la servicii esențiale de sănătate. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, acoperirea universală cu servicii de sănătate definește asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătății, de prevenire a îmbolnăvirilor curative, de reabilitare și paliative de o calitate suficientă, astfel încât să fie eficiente, menținând în același timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populației în urma accesării acestor servicii. În fiecare an, în data de 7 aprilie, marcăm Ziua Mondială a Sănătății. La Târgoviște, în Piața Tricolorului, un stand a fost pus la dispoziția trecătorilor pentru a-și putea măsura tensiunea arterială și glicemia. Direcția de Sănătate Publică, împreună cu colaboratorii noștri permanenți Crucea Roșie și cu reprezentanța ai asistenților medicali comunitari care își desfășoară activitatea în județul nostru, pentru a celebra Ziua Mondială a Sănătății. Este important ca dâmbovițenii să știe că în acest an Organizația Mondială a Sănătății, înființată în anul 1948, împlinește 70 de ani. Organizația Mondială a Sănătății și-a propus de-a lungul timpului diverse teme pentru celebrarea Ziului Mondiale a Sănătății. Dacă ne aducem un pic aminte, anul trecut am discutat despre depresie, acum 2 ani despre diabet, în 2015 despre siguranța alimentelor, iar în acest an tema propusă este sănătate pentru toți, servicii de sănătate fără discriminare. În acest context, așa cum am învățat pe concetățenii noștri, suntem împreună cu Crucea Roșie pe platou în Piața Tricolorului și încercăm să ajutăm persoanele din județul nostru măsurându-le o tensiune arterială și o glicemie. Acest obiectiv de sănătate pentru toți constituie unul din obiectivele dezvoltării durabile pe care Organizația Mondială a Sănătății și l-a propus încă din anul 2015. Sănătate pentru toți înseamnă asigurarea de servicii de sănătate pentru întreaga populație, fără existența unor dificultăți financiare. Sperăm ca campania de anul acesta să motiveze și să ghideze decidenții noștri în vederea realizării acestui obiectiv. Sub sloganul Sănătate pentru toți vor continua acțiunile prin care se va promova acoperirea universală cu servicii de sănătate.